O altă curiozitate, au existat sponsori în negocieri care au condiționat ca echipa să ocupe un anumit loc în clasament, ca să vină alături de echipă sau să fie în prima ligă. Toți sponsorii își doresc și eu îmi doresc să fim în ligă și să ocupăm locuri cât mai importante. Nu aș aborda așa lucrurile. Nu, sportul, rezultatele sportive nu pot să fie garantate. Și cred că asta e o greșeală care se face în România. Luăm sponsorizări și promitem că o să luăm locul 4. Eu n-am de unde să știu, niciodată n-am putut să spun promovăm 100%. S-ar putea să răcească 3 jucători și să nu poți să joace în meciurile importante. Sau s-ar putea să fie mai bun adversarul decât noi. Nu putem condiționa așa. Avem nevoie de continuitate. Avem nevoie de condiții pentru a ajunge la performanțe și fiecare să își facă meseria și treaba cât mai bine, să ne asigurăm că procesul este bun și atunci sperăm la rezultate, dar nu putem să garantăm un rezultat. Nu știu cum am putea să-l garantăm. Nu se pot garanta, dar eventual pot fi șanse mai mari în funcție de condiții, cum ai spus și tu. Categoric. Când știi că ai jucători de o anumită valoare, când știi că le oferi anumite salarii, când știi că ai o concurență nu așa puternică, da, poți să spui că ai șanse mai mari. Da, că ai șanse mai mari, da. Dar nu poți să garantezi.